Nicolas Popescu duce numele mai departe fiului. Gică Popescu vrea un euro de vis cu naționala sub 19 ani ca să fie mai aproape de prima echipă a României, pe care tatălui a dus-o în sferturi la mondial. E nevoie și de energia fanilor pentru asta. Hai cu energia! Hai cu magia! Hai România! În fiecare zi, în direct la Antena 1. Înainte să plece la europeanul din Slovacia, jucătorii naționalei sub 19 ani s-au încărcat cu energia fanilor. Fanii sunt extrem de importanți pentru noi, sperăm să vină la turneul final, să fie alături de noi numai cât mai mare. Este foarte frumos când ești atașat de o echipă și ești cu sufletul tot timpul acolo și ești alături de ei. Nicolas Popescu a primit cel mai important mesaj de la tatăl lui. Să fiu liniștit, să mă bucur de această șansă, de acest moment. Este o șansă unică. Cât de mult îl iubești? Enorm, nu pot să descriu. Fiul lui Gica Popescu visează la momentul în care va juca alături de Ianis Hagi pentru naționala mare a României. Doresc să-i duc numele mai departe pentru că este un nume uriaș și să-l fac mândru. Și acum am e greu să realizez cât de mare a fost.